Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragii mei, sunt Aura Stoienescu și ne revedem la emisiunea Panoramic la ENSA TV Regional, de această dată cu domnul Raul Chiriac, directorul de investiții din cadrul primăriei Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bine ați revenit pe la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara telespectatorilor! Reușim cu greu să vă răpim de acolo, de la treabă, pentru că aveți foarte multe proiecte, multe atrageri de fonduri, am văzut multă luptă pentru a face dosarele de aprobare a fondurilor. Ce ați mai făcut de când nu ne-am mai văzut? A trecut aproape o lună. Sigur că da, avem un program de investiții în derulare, sunt o serie de proiecte, atât proiecte în continuare, care continuă de anul trecut, finanțate de la bugetul local sau din alte surse, însă așa cum a spus dumneavoastră, este o perioadă în care au fost pregătite anterior proiecte majore, proiecte care au fost depuse și vor mai fi depuse în perioada următoare pentru atragerea fondurilor atât prin programele naționale și în special Programul Național de Dezvoltare Locală finanțat prin Ministerul Dezvoltării, dar și foarte multe proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional finanțat din fonduri europene. Aceste proiecte sunt în diverse stadii de implementare, unele dintre acestea au și demarat ca execuție, altele sunt la stadiul de maturitate al elaborării proiectelor, astfel încât suntem în perioada în care, așa cum am spus, mare parte din acestea au fost depuse, urmează în zilele următoare să fie depuse alte proiecte, astfel încât să fie continuitate. Avem un program, sigur că da, un program structurat pe mai multe domenii, de la învățământ, infrastructură, dezvoltarea municipiului, zone de agrement, proiecte majore privind reabilitarea sistemului de transport în comun, practic tot palierul ce vizează domeniile de activitate ale municipalității. Eu aș vrea să începem cu noutățile și după aceea să vedem în ce stadiu suntem cu ce le-am povestit deja telespectatorilor sau sunt și unii care nu s-au uitat la emisiunea anterioară și atunci trebuie să detaliem. Aș vrea să începem cu noutățile, dacă se poate să ne dezvăluiți ce proiecte vreți să depuneți, de exemplu în luna iulie sau în următoarea perioadă, în următoarele săptămâni, știu că e mare fierbere la primărie, cu avizele, cu toate felurile de documente. Cam câte pagini are un proiect din ăsta? O cerere de finanțare, practic. Da, sunt multe, multe proiecte și multe documente, multe proceduri care trebuie parcurse anterior depunerii proiectului, astfel încât acesta să fie eligibil, de la elaborarea studiilor de fezabilitate, obținerea tuturor avizelor. La câte pagini ajunge un exemplar, că bănuiesc că îl depuneți în mai multe? Depinde de complexitatea de proiectului. Sunt proiecte care ajung, cum ar fi proiectul Calea Eroilor, sunt care conține, pot să spun, 100 de bibliorafturi. 100 de bibliorafturi? Care un bibliorafturi are vreo 300 de pagini, așa? Sunt, mai mult sau mai puțin, dar da, da. Dacă sunt facem calculul cât e un top de hârtie. Sigur că da. Da, sunt în funcție de complexitatea proiectului. Sunt multe etape de parcurs până la maturitatea proiectului și la obținerea tuturor avizelor și tuturor documentelor, astfel încât acestea să poată fi depuse. Și ce intenționați să depuneți eligibile în următoarea perioadă? Ce tip de proiecte? Aș structura pe domenii. Vă rog. Pe de o parte, în ceea ce privește Programul Operațional Regional finanțat din fonduri europene, suntem eligibili pe axa 4, acolo unde avem alocat deja pe municipiul Târgu Jiu suma de aproximativ 26 de milioane de euro. Aici avem proiectul major, acela de reabilitare a sistemului public de transport în comun prin troleibuz, proiect care cuprinde reabilitarea întregului sistem, pornind de la linia de contact, de la stâlpi, stațiile de redresare, depoul, toate clădirile din depou fiind incluse pentru reabilitare în acest proiect. Mașini noi, mai achiziția troleibuzelor, da. Este le schimbați un proiect pe toate complex, sau? Sigur că da, da, toate troleibuzele vor fi schimbate. Vor fi după standardele actuale, bineînțeles. După
Vor avea și Wi-Fi? Da, bineînțeles. Da? Sunt și inclusiv stațiile de transport în comun cu afișaj. Electronic, mai e până vine următorul? Da, toată logistica. Proiectul cuprinde toată această logistică. Proiectul este deja a fost depus. Fiind un proiect complex, sunt proceduri etapizate. Deja a fost depus acest proiect tot în cadrul axei 4, de asemenea un proiect important care vizează dezvoltarea zonelor de agrement din municipiu, fiindcă și acesta este un aspect important la nivelul municipiului, de a crea noi zone de agrement pentru locuitorii municipiului. Și aici am mai făcut mențiunea anterioară. Dar mai facem avem, pentru cei care nu au văzut atunci? Sigur că da, avem municipiul deține o zonă de 40 de hectare preluată de la Ministerul Apărării Naționale în zona Narciselor. Este o zonă nouă a municipiului, acolo unde s-au construit și se construiesc în continuare blocuri de locuințe prin Agenția Națională de locuințe, blocuri pentru tineri, de asemenea și blocuri de locuințe sociale. Deja o zonă este practic finalizate, sunt ultimele două blocuri care sunt în execuție și care se finalizează în această vară. Deja au și fost făcute de către colegii de la serviciile de specialitate repartițiile către beneficiari, către cei ce sunt îndreptățiți să beneficieze de acestea. În această zonă, așa cum am menționat, se adaugă această suprafață de 40 de hectare. A fost întocmit un plan urbanistic zonal care va fi supus, chiar deja este elaborat, au fost obținute avizele, trebuie obținut avizul final, respectiv hotărârea Consiliului Local de aprobare a planului urbanistic zonal. Plan urbanistic zonal care cuprinde mai multe funcțiuni, astfel încât această zonă să fie o nouă zonă rezidențială la nivelul municipiului, având multiple funcțiuni, astfel încât acestea să fie armonizate și locuitorii din zona respectivă să beneficieze de toate standardele și toate funcțiunile complementare unei zone rezidențiale. Și pentru că vorbeam de transportul în comun, aș vrea să vă întreb, va fi și troleu în zona aia sau tot autobuze? Este vorba de transportul public în comun, da. Prin troleibuz. Va fi troleibuz și în zona Narciselor? Pe viitorul proiect care vreți să-l depuneți? Extinderea troleibuzului nu se face în zona Narciselor, acolo se va merge pe autobuze. Bineînțeles, este un alt proiect se finanțează prin fonduri europene, de asemenea, transportul prin mijloace de transport electrice. Adică? Sunt acele mijloace de transport, după cum ați putut vedea și din alte prezentări, sunt finanțate aceste tipuri de autovehicule electrice, prevăzute stații de încărcare a acestora, și este o soluție de viitor care este finanțată în acest moment. Adică un nou tip de transport în comun, electric, deci nu pe... Da, nici troleibuz, dar nici care este sunt electric, autobuze, da, bineînțeles, au autonomie. Da, asta înseamnă. Sigur că da. Nu au nevoie de cablu pe care să se alimenteze, pentru că au autonomie și se încarcă. Da. Efectiv, ca o baterie, ca un acumulator. Da. Revenind la această zonă de 40 de hectare, așa cum am spus, sunt multiple funcțiuni în cadrul planului urbanistic zonal, de la construire de locuințe și impus în plan urbanistic zonal sunt prevăzute blocuri cu o capacitate de 1200 de unități locative, blocuri cu regim de înălțime P+7 și cel de-al 8-lea nivel mansardat, așa cum am spus, 1200 de unități locative. În această zonă, și aici revin la discuția inițială de proiectele care sunt finanțate în cadrul axei 4, din cadrul programului operațional regional, avem prevăzută această zonă de agrement în acel areal, în acea suprafață de 40 de hectare,
din care o suprafață de 11 hectare este dedicată acestei zone de agrement, care cuprinde alei, spații verzi, amenajări peisagistice, scene de spectacole, piste pentru bicicliști, toate dotările cu mobilier urban, sistem de automatizat de irigație pentru spațiile verzi, iluminat public, locuri de joacă pentru copii, o bază sportivă care cuprinde terenuri de fotbal, tenis, basket, toate acestea sunt incluse în această zonă de agrement. Scenele de spectacol vor fi deschise în aer liber sau acoperite? Da, sigur că da, este prevăzut. Ideea este de a crea la nivelul municipiului condițiile desfășurării unor evenimente în aer liber într-o zonă nouă, dotată și nu pe stadion, care stadion este sigur, pentru activități sportive și eventual și pentru alte evenimente de for public. Da, într-adevăr. Dar totuși e păcat să calci iarba, mai bine îți faci din stadion, mai bine îți faci zone speciale pentru evenimentele culturale, pentru spectacole, pentru agrement. Exact. Pentru această zonă de agrement avem în cadrul din suma totală de 26 de milioane de euro la care am făcut referire, aproximativ 20 de milioane sunt alocați sistemului de transport public în comun, la care am făcut referire, o sumă de 2,3 milioane de euro sunt dedicați pentru această creare, realizarea acestei zone de agrement. Așa cum am spus, suntem în stadiu pentru acest proiect, în stadiul finalizării planului urbanistic zonal, urmând ca ulterior, după avizarea planului urbanistic zonal, să depunem studiul de fezabilitate referitor la realizarea acestei zone de agrement. Și tot în acea zonă de 40 de hectare sunt prevăzute și alte funcțiuni complementare, cum ar fi o grădiniță cu program prelungit pentru copii, pentru cei care locuiesc în zona respectivă, un centru multifuncțional și alte spații, așa cum am spus, necesare pentru armonizarea din punct de vedere funcțional al zonei. Tot în cadrul axei 4 avem un proiect dedicat, un proiect în valoare de 1 milion de euro, dedicat persoanelor din zonele defavorizate și aici este vorba de zona Obrejea, unde este finanțat un centru de mediere pentru persoanele respective, care cuprinde mai multe funcțiuni, printre care și sală pentru petrecerea timpului liber, spații dedicate pentru mediere și spații, așa cum am spus, care sunt armonizate pentru funcțiunile specifice acestui gen de construcții și de asemenea și realizarea de spații verzi în acea zonă. Aveți acolo zona teren în Obreja pentru spații verzi? Da, am identificat în zona respectivă un teren care, bineînțeles, aparține municipalității și pe care se pot realiza aceste, da. Tot în cadrul axei 4 vor fi și spații de joacă pentru copii sau doar? Sigur că da, spațiile verzi dotate și cu mobilier urban, inclusiv locuri de joacă pentru copii. E important, pentru că cred că în zona aceea chiar nu există la ora actuală. Da, sunt, dar bineînțeles, creând această zonă, poate fi și zona este identificată chiar în cartier. În cartierul respectiv. De asemenea, tot pe axa 4 sunt finanțate investiții în învățământul preșcolar și învățământul tehnologic și aici au fost depuse deja proiectele pentru două unități importante în ce privește asigurarea condițiilor pentru copiii preșcolari. Este vorba de extinderea grădiniței 8 de pe strada Mioriței și grădința Mihai Eminescu de pe strada Olari. Grădinițe, proiectele cuprinzând extinderea acestora cu 4 săli de grupă. Și cu toate funcțiunile câte patru. Bineînțeles, fiecare grupă conține spațiu, sală pentru dormitor, sală de activități zilnice, dar pe fiecare nivel, fiindcă vor fi construite în regim de înălțime pe plus 1, la fiecare nivel va fi și o sală multifuncțională pentru grupele care funcționează la fiecare nivel al clădirii respective. Proiecte importante, întrucât, așa cum am mai menționat anterior,
Sunt multe solicitări de înscriere la învățământul preșcolar. Program prelungit în special. Da, da, la grădinițele cu program prelungit și pe lângă investițiile realizate până acum, pe lângă modernizările care au fost făcute, bineînțeles că ne-am orientat în vederea asigurării, realizării unor investiții de mărire, ce vizează mărirea capacității unităților și în special în zona de sud, dar și în alte zone din municipiu, astfel încât să fie cuprinse toate zonele identificate la care sunt un număr mare de solicitări de înscriere a elevilor preșcolari. Și de asemenea, în ceea ce privește învățământul tehnologic, referindu-ne strict pe programul operațional regional AXA 4, avem în portofoliu și se lucrează, va fi depus undeva în toamna acestui an, proiectul de realizare a unui anfiteatru la Liceul Tehnologic, unei clădiri noi care cuprinde anfiteatru. Liceul Tehnologic numărul 1 este liceul care funcționează în aceeași incintă cu liceul, cu Colegiul Național Ecaterina Teodoroi, astfel încât investiția respectivă va fi benefică pentru ambele colegii. E o clădire pe 600 de metri pătrați, suprafață desfășurată, dispusă pe două niveluri, la un nivel anfiteatru și la celălalt nivel sale de ședințe, spații conexe destinate profesorilor, dar și elevilor și cu toate funcțiunile și dotările conexe. Un lucru de care se plâng atât agenții economici cât și, să zicem, părinții, nu știu cât de mult se plâng părinții, dar trebuie să o facă sau poate doar în gând o spun, este lipsa atelierelor și a dotărilor pentru ateliere în liceele tehnologice, pentru că și știu eu, acolo unde se face practică, noi făceam practică și la Tudor în atelier și Tudor liceu teoretic a fost și rămâne. Dar și pentru partea de școli profesionale, de este o mare lipsă de meseriași pe piața muncii și cei care mai sunt și au curajul și puterea mai pleacă și în străinătate. Acum asta e, îi pregătim și se vor duce și vor lucra acolo unde le e mai bine, dacă România nu le oferă un știu eu, un nivel de viață corespunzător, dar până când legislația va stabili dacă vezi gratuit în România și muncești în altă parte, totuși noi trebuie să creăm locuri pentru aceste locuri de muncă vacante. Există locuri de muncă vacante pe partea de meserii, iar în școli nu prea avem ateliere, în licee, hai să nu mai zic în școlile generale, că acolo e învățământ general, în gimnaziale, dar în liceele tehnologice trebuie să existe ateliere, trebuie să existe utilaje, trebuie să existe materiale necesare pentru ca ei să învețe și practic, nu numai teorie. Tocmai din acest motiv, noi am avut discuții la nivelul primăriei, atât domnul primar cât și serviciile de specialitate cu conducerile unităților de învățământ și avem în portofoliu o serie de proiecte, unele chiar sunt în implementare, ce vizează exact acest aspect al dotărilor, al amenajării corespunzătoare atelierelor de la liceele, școlile profesionale și liceele tehnologice. Deci este în implementare. Bineînțeles, am stabilit și cu conducerile unităților de învățământ pe baza planurilor de management al acestora ce vizează perspectiva, fiindcă sunt licee care au dezvoltat noi domenii, au înființat noi clase privind partea de meserii, bineînțeles. Normal, aici este o discuție mai amplă la nivel național vis-a-vis și de cerințele de pe piața muncii, fiindcă toate acestea trebuie corelate între ele. Da, la noi, la JOFMEC Gorj, barometrul e clar, e nevoie de meseriași, adică nici nu trebuie să mai corelăm, pur și simplu ne ducem la, adică putem afla oricând și de pe site-ul a JOFMEC, tot timpul sunt locuri de muncă pentru meseriași. Exact, și tocmai de aceea. Mai puțin pentru ingineri, pentru avocați, nimeni nu găsești. Da, de dulgher, de, știu eu, frizer sau... Vă dau exemplu că... Strungar e nevoie. Câteva exemple prin faptul că noi am ținut de
pe baza comunicării cu unitățile de învățământ, pe baza, așa cum am spus, al planurilor acestea de dezvoltare în ceea ce privește activitățile educaționale și de pregătire profesională a elevilor, și avem o serie de proiecte și v-aș da exemplu la Liceul Auto, care funcționează, după cum știm, în incinta fostului liceu forestier. Acestea două au fost comasate și sub titulatura Grup Școlar Transporturi Auto, în prezent pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, da. Este incinta. Funcție de orientare a dumnealor de noile domenii, am ținut cont și tocmai în acest sens am elaborat proiectul, chiar în această vară se va realiza această lucrare de amenajare a atelierelor, este vorba de o lucrare complexă, de reabilitare și a clădirii respectivă, inclusiv dotările pentru atelierele electromecanice, sunt 3 ateliere, clădirea va dispune și o sală de gimnastică, întrucât liceul, ne dispunând de o sală de sport, am căutat și am găsit soluții ca în acea incintă să poată fi amenajată și o sală de gimnastică, însă sunt prevăzute toate aceste ateliere conform cerințelor conducerii și inclusiv dotările necesare. Și când credeți că apreciați dumneavoastră? Începând din chiar în această perioadă se încheie procedura, încheierea contractului de execuție, astfel încât în luna iulie vor începe lucrările. Deci în sperăm ca până la finalul anului această investiție să fie finalizată. Este cuprins, am făcut demersuri pe de o parte și la Ministerul Dezvoltării, a fost inclus în Programul Național de Dezvoltare. Contractul de finanțare, așa cum a spus, este semnat. Noi am și parcurs toate procedurile, inclusiv procedura de achiziție, astfel încât... Adică licitațiile perioadă, s-au făcut, bineînțeles, există contestații, în aceste zile, se poate începe. Da, în aceste zile se va încheia contractul de execuție și imediat începerea lucrărilor. Avem și proiecte finanțate de la bugetul local ce vizează aceste aspecte și aici dau un exemplu... Atelierele de la Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, care până acum au funcționat într-o clădire de la sediul Artego, și am realizat un proiect care deja tot în această vară se va executa, sperăm că undeva până la sfârșitul lui septembrie lucrurile se vor definitiva, de amenajare a atelierelor în clădirea atelierelor de la Colegiul Tehnic Ion Mincu. S-au făcut în acest sens și protocoalele necesare. Între cele două licee? Cele două licee fiind practic în aceeași, sunt o vecinătate comună. Colegiul Ion Mincu dispune de spațiile necesare, ba mai mult, sunt și spații excedentare care se vor putea realiza în viitor. Am discutat cu conducerea la Colegiul Tehnic Ion Mincu pentru opțiunile dumnealor să demarăm un nou proiect ulterior, fiindcă, așa cum am spus, sunt spații excedentare care pot fi folosite pentru amenajarea unor laborări. Însă, în acest moment, avem proiectul. De asemenea, în perioada următoare, până în toamnă, vom realiza lucrurile de amenajare a acestor ateliere. Este vorba de 5 săli de clasă cu toate dotările necesare. Ateliere sau săli de clasă? Ateliere. 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 Da, da. Ați zis săli de clasă, 5 săli de clasă. 5 ateliere. Da, 5 săli de clasă ateliere destinate ateliere. Atelierele specifice pentru practică, bineînțeles, cu toate dotările cu necesare. Cu dotări și cu materiale. Da. Fiindcă în paralel, așa cum am spus, fiind practic activitatea pe învățământ și finanțarea, am structurat-o pe 3 domenii. Pe de-o parte, proiecte finanțate și execuția și proiectele finanțate de la bugetul local, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, și aici avem practic 12 obiective finanțate la care pentru toate am semnat contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, multe dintre ele deja s-au început execuția la parte din acestea. Și pe de altă parte, proiectele finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, o parte dintre ele le-am menționat anterior. Însă, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, revenind la partea de dotări pentru licee tehnologice, școli profesionale, dar și pentru colegii, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, avem, din cele 13 proiecte ale municipiului, 5 sunt de dotări pentru unități de învățământ, deja au fost realizate. Și aici este vorba de dotările pentru aceste ateliere de la Colegiul Magheru. Dotări... Sunt realizate? Da, Magheru? Sigur că da, au fost achiziționate. Urmând ca
corelat cu execuția lucrărilor, acestea deja să fie amplasate. Dotările au fost achiziționate, dar lucrările și amenajările făcute. Avem proiectul acela de amenajări, care am făcut referire că îl realizăm până în toamnă, și dotările sunt deja achiziționate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, la bugetul de sat. Sunt 5 proiecte de dotări, o valoare totală de 1 milion de lei, noi 10 miliarde de lei pentru aceste 5 unități. Este vorba de echipamente informatice și dotări cu mobilier la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, la Grup Școlar Bârsești, de asemenea s-au luat dotări, la Colegiul Tehnic Henri Coandă, la Gheorghe Magheru, la Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, dotările pentru ateliere și mobilier, și de asemenea la Colegiul Național Spiru Haret. Da, îmi amintesc că nu de mult a fost o știre care a ajuns până la nivel național, unde cineva spunea la unul dintre liceele din Târgu Jiu că, mă rog, geamuri sparte, că nu au nimic, nu au materiale și așa mai departe. Vă amintiți știrea, cred? Da, îmi amintesc că a fost o știre exact la liceul Autol. Este vorba de acele ateliere și noi am menționat atunci, da, când a fost, da, de acele ateliere pe care le realizăm. Da, și ați menționat că... Bineînțeles că liceul, așa cum a spus, și-a schimbat profilul, fiindcă acolo funcționa liceul forestier. Atelierele acelea, într-adevăr, nu mai funcționau, schimbându-și liceul profilul, și era nevoie, tocmai așa cum am afirmat și la data respectivă, că am făcut demersurile pentru proiectul, demersurile pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, obținerea finanțării, toate acestea au fost parcurse și în această vară încep lucrările. Noi sperăm să se realizeze până la sfârșitul anului lucrările. Și vor fi funcționale. Sigur că da, da. Inclusiv, așa cum am spus, cu toate dotările necesare. La numărul 2 aveți ceva planuri pe partea de ateliere? La liceu, la Colegiul Tehnic numărul 2, acolo au fost realizate atelierele, au fost amenajate pre un program, atât Colegiul Tehnic numărul 2, cât și Colegiul Tehnic Henri Coandă. Atelierele și dotările respective au făcut obiectul unui program finanțat cu anii anteriori prin Ministerul Educației. Deci sunt realizate? Da, actuală, au ateliere funcționale? Au ateliere funcționale, dar inclusiv dotările la vremea respectivă au fost cele două, au intrat în acest program finanțat prin Ministerul Educației. Atunci am luat în calcul, bineînțeles, normal că este o dinamică în acest sens, funcție și de apariția unor noi necesități privind noi domenii de meserii pe care și le doresc angajatorii și pe baza angajatorilor conducerile unităților de învățământ și venim în întâmpinarea acestora de a realiza ceea ce ține de municipalitate, de a crea infrastructură educațională necesară. Deci anul ăsta terminăm cu atelierele în licee și școli profesionale? Da, la cele pe care le-am propus, bineînțeles, în perspectivă, în principiu, liceele tehnologice, dar normal, este o problemă deschisă, așa cum am spus, și funcție de evoluția în acest și domeniu. Și evoluția pieței muncii și cerere și... Sigur că da. Se pot spune că practic în acești 2 ani, în anul în curs și până la finalul anului următor, în ceea ce privește învățământul, domeniul educațional, se vor realiza o serie de investiții majore. Practic toate aceste investiții propuse se vor finaliza, unele în anul acesta, unele până la finalul, cele mai complexe, până la finalul anului următor. Sunt proiecte majore care vor crea, vor moderniza cu adevărat baza materială, infrastructura educațională. Sunt investiții ce vizează mărirea capacității, extinderii, noi construcții, astfel încât, pe de o parte, să se creeze toate condițiile, inclusiv dotările, dar pe de altă parte unitățile de învățământ să dispună și de toate funcțiunile necesare unei armonizări a activității. La un nivel civilizat și modern. Da. Tocmai de aceea, așa cum am spus, au fost alocate, sunt multe obiective finanțate exclusiv de la bugetul local și sunt investiții în derulare. Deja
cum ar fi liceul de muzică, reabilitarea acestuia de la acoperiș, fațade, au fost deja finalizate anumite obiective, sala de sport de la Colegiul Tehnic Henri Coand, acoperișul de la școala generală Constantin Săvoiu, sistemul de încălzire la școala generală Ecaterina Todoriu, toate acestea au fost finalizate în acest an, precum și alte obiective. Acestea fiind, așa cum a spus, finanțate exclusiv de la bugetul local, însă sunt și aceste proiecte majore, practic numai investițiile din domeniul învățământului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală sunt în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei. În afară de ce vine de la bugetul local? Da, în afară de ce vine, toate finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, întrucât în acestea, pe lângă cele menționate, cum ar fi atelierele de la grupul școlar de transporturi auto, a început execuția, deja se lucrează, astfel încât considerăm că până la finalul anului se vor realiza lucrările de reabilitare a corpului de la grup școlar Bârsești. Iată un nou obiectiv ce ține de învățământul profesional, tot în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, sunt două colegii importante. Reabilitarea acestora sunt lucrări complexe, privind reabilitarea Colegiului Național Spiru Haret și a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, două clădiri de referință din municipiu. Da, proiectele cuprind înlocuirea tâmplăriei, fațadele, acoperișurile, înlocuirea acestora, inclusiv e nevoie lucrările de speciale pentru aceste clădiri fiind de patrimoniu. Bineînțeles, ele sunt în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală și pentru obținerea finanțării, bineînțeles că am prezentat și avizele de la cultură, toate avizele sunt proiecte în implementare. Acestea două vor începe pentru cele două licee fiind lucrări complexe, fiindcă sunt prevăzute și modernizarea și lucrările de reparații, modernizări la interioare, pe lângă exteriorul clădirii, de la pardoseli, la instalații electrice, toate igienizările necesare. Proiectele vor fi finalizate pe parcursul anului viitor, cele două investiții. Dar și alte investiții, cum ar fi etajarea școlii generale. În ceea ce privește școlile gimnaziale, avem două unități cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală, două unități noi? Două unități incluse, existente, bineînțeles, Școala Generală Sfântul Nicolae și Școala Generală Alexandru Ștefulescu, la care, pe baza datelor primite de la conducerile de învățământ, au fost identificate, și acum am spus, foarte multe solicitări de înscriere la acestor școli și pentru a optimiza și partea de învățământ, pentru a evita programele prelungite, trei schimburi, mai multe schimburi datorită numărului mare de copii. La aceste două școli avem prevăzute aceste investiții de extindere, extinderea cu 6 săli de clasă la Școala Generală Sfântul Nicolae și cu 5 săli de clasă, plus funcțiunile conexe la Școala Generală Alexandru Ștefulescu, la Școala Generală numărul 6. Deja a fost încheiat contractul de execuție, a fost emis și ordinul de începere a lucrărilor către constructor, deja o să înceapă lucrările. Am discutat împreună și cu inspectoratul școlar și cu conducerea unității, elevii care frecventau clădirea în care se țineau cursurile gimnaziului, clădirea pe plus 1 care va fi supusă acestei intervenții de etajare, pe parcursul anului viitor vor funcționa la liceul Ion Mincu, care este în proximitate. Pe parcursul anului viitor, da, deja sunt de amploare și nu se pot face în vacanță. Sigur că da, fiindcă investiția cuprinde lucrări de consolidare a construcției, astfel încât să răspundă cerințelor, dar un lucru îmbucurător, că faptul că la Colegiul Tehnic Ion Mincu am găsit înțelegere și au fost puse la dispoziție 16 săli de clase, astfel încât toate clasele gimnaziului să funcționeze dimineața. Asta e foarte bine, e un lucru important. Aș vrea să mă adresez acum și îmi cer scuze că vă
țin puțin din expunerea noastră profesorilor, maestrilor, dacă mai există prin liceele României maestri cum erau pe vremurile noastre, profesorilor din liceele tehnologice, să mă adresez lor, pentru că întotdeauna s-a spus am face practică, n-avem unde și cu ce. Iată, dragii profesori și maestri, un exemplu, orașul Târgu Jiu, care în curând va avea ateliere pentru aproape toate liceele tehnologice, vor avea deci liceele noastre din Târgu Jiu ateliere dotate și cu utilaje și cu materiale ca să se poată lucra fizic și practic la practică. Pentru că vorbeam cu niște tineri care au absolvit licee tehnologice, ce făceați voi la practică? Teorie. Da. Vă place asta, nu? Și atunci, dragi profesori, dragi ingineri care predați material, știu eu, acele materii care de fapt ar trebui făcute practic, sau în cadrul, sau eu știu, acele noi, de exemplu, în școală făceam la chimie și atelier. Sigur că adică da, făceam reacții chimice, nu doar le scriam pe tablă. Plus că, să nu mai vorbim, e nevoie ca copiii să plece din liceu cu cunoștințe practice. Exact. Pentru că nimeni nu te întreabă cât ai luat pe diplomă, te întreabă ce știi să faci când te duci la un loc de muncă. Te întreabă poate și cât se uită și pe diplomă când te angajezi, dar prima dată îți dă o probă practică și atunci ne întrebăm de ce nu se integrează tineretul pe piața muncii, pentru că în școală nu învață ce trebuie. Asta e opinia mea personală, nu vreau ca domnul Raul Chiria, care se ocupă de investiții, nu de planul de școlarizare în România. Dar este un lucru cert pe care îl cunoaștem cu toții, că societatea are nevoie de oameni care știu meserie, lucru calificate. Și atunci hai să învățăm în școală ceea ce se cere în viață, fraților. Mă bucur că Primăria Târgu Jiu iată a găsit soluții ca să ofere posibilitatea, pentru că întotdeauna se plângeau, păi n-avem unde, cu ce, și nici dotări și nici materiale. Și atunci n-avem decât să stăm să le predăm teorie. E mai simplu, într-adevăr. Și acum se mai pune și problema pe cine angajăm pe posturile respective, că noi pe vremea noastră aveam la liceul Tudor, cum vă spuneam, maestrii care știau meserie și ne învățau la atelier să lucrăm, efectiv. Lucram, efectiv. Ori, la ora actuală, nici liceele tehnologice, nu teoretice, cum era tutorul, și cum este în continuare, nu se făcea așa ceva. Nu se face. Da, decât pe alocuri. Nu zic că sunt, nu se face, multe pe niciun liceu care au, așa cum a spus și... Care mai au? Sunt. Dar, cum spuneați, asta este un exemplu de energetic. Liceul energetic, liceul numărul 1, despre ăsta vorbesc, i-am întrebat ce ați făcut la atelier. Teorie. Au amenajat și la liceul energetic, chiar prin efort propriu. Au fost inclusiv dotările pentru anumite laboratoare, înclădirea laboratoarelor, au fost amenajate la liceul energetic numărul 1. Sunt ateliere, sunt sau acum, mai... Poate acum 2-3 ani. Noi am sprijinit ca primărie și sprijinim crearea acestei amenajare a spațiilor, dotările necesare. Sunt și unități care, prin resurse proprii, au accesat diferite programe ce privește dotările, amenajarea unor săli, inclusiv la liceul Bârsești și la liceul energetic. Mai fost făcute... Da, pentru că trebuie buteri. Să spunem că e foarte important ca aceste două domenii foarte, foarte dureroase, sănătatea și învățământul, adică sănătatea, să ne avem grijă de corpul nostru, să trăim bine cât ne-o ține Dumnezeu și să învățăm copiii să pornească în viață ca să ajungă să și ei să ducă o viață. Consider că tocmai avem... acolo e nevoie de curățenie, de dotări. E foarte important. Poate mai important decât gardul viu sau iarba care și aia ne trebuie ca să respirăm oxigen și nu dioxid de carbon. Da. Tocmai de aceea am spus, pe lângă dotările atelierilor specifice anumitor licee și școli profesionale, am făcut referire că au fost achiziționate în acest an echipamente informatice pentru Colegiul Tudor, Colegiul Național Spirul Haret. Sunt licee, inclusiv
colegii naționale Caterina Teodoroiu, pe care încercăm în perioada următoare să dotăm de asemenea cu echipamente informatice, ținând cont și de faptul că avem copii pregătiți în acest domeniu și în general în România, dar Târgu Jiu, dau exemplu la Ecaterina Teodoroiu, la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, chiar știu de festivitatea, ședința de deschidere a zilelor orașului, când domnul primar a premiat elevii de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, care au câștigat locul 2 la Olimpiada Internațională de Robotică. Și avem copii pregătiți avem în aceste domeniu și, în general, România este o școală, o școală adică pregătită în ceea ce privește... Un incubator de creiere deosebite. Da. Și pe IT și în multe domenii. Și în multe alte domenii. În multe alte domenii. Acum nu știu dacă se datorează genei sau învățământului care se face în România, dar important e că dăm lumii creiere valoroase. Bine ar fi să le putem păstra aici la noi și atunci aveți sarcina dumneavoastră ca și autoritate publică locală să-i faceți pe târgujieni. Să revenim la Târgu Jieni, cu toate că sunteți, mergând pe exemplu Târgu Jiu, putem discuta despre toate județele din România, dacă e și toate orașele, toate municipiile din România. O altă sarcină noastră este să-i faceți pe Târgu Jieni să se simtă bine la ei în Târgu Jiu, ca să nu plece. Deci odată să învețe, iată, în condiții optime, pentru că mi-amintesc de școală în Târgu Jiu, care cu 20 de ani în urmă avea toaleta în curte ca și la țară, în cine știe ce cătun. Sper că acum nu mai există cazuri. Nu, Târgu Jiul s-au modernizat toate grupurile. Nu, sunt deci nu mai condiții, avem nu există situații, nici... Sunt create condițiile în ceea ce privește grupurile sanitare, inclusiv la școlile din localitățile componente, la Bârsești, la Drăgoieni, la Preajba, la toate, adică în toate localitățile. Apă curentă, grup sanitar în incinta clădirii, sigur încălzit, că da. Încălzire, bineînțeles, toate, dotat, dispun de toate utilitățile necesare. Asta e foarte bine. În afara domeniului școlar, pentru că deja emisiunea e aproape de final, să mai, oricum școala e importantă și sigur începe un an nou școlar peste două luni și sigur o să zică mulți, ia uite, iar au așteptat până să înceapă școala și iar așa cum am spus, am făcut referire la proiectele majore, proiecte care se dezvoltă în acești doi ani, în acest an și anul viitor, foarte multe proiecte. Bineînțeles, pe perioada vacanței de vară... Vă concentrați pe școli pentru că îi sunt acest libere... program de reparații, igienizări, care se derulează pe perioada vacanței de vară, astfel încât la începerea unui an școlar toate școlile să fie pregătite, verificarea echipamentelor, instalațiilor. Corect. Și mai avem 10 minute necesare. Pentru restul, în afară de învățământ, sunt, 10 minute mai avem. Da, sunt, bineînțeles, așa cum bine, a spus. Bine, am mai vorbit un pic la început și despre partea de transport. Sunt foarte multe domenii pe care derulăm investiții, bineînțeles, domenii atât de la modernizarea drumurilor din municipiu, la construirea de locuințe, la infrastructură, sunt o serie de proiecte de canalizări în derulare, unele dintre acestea se finalizează în această perioadă, unele au fost deja demarate, obiective noi, care vizează, așa și cum a spus... Și pentru că vorbiți de construirea de locuințe, haideți să lămurim foarte bine telespectatorii, pentru că știu că sunt și foarte multe cereri. Rămâne varianta asta cu ANL pentru tineri, cum se vând cu respectivele construcții pe care le faceți, locuințele pe care le faceți, da, ori cui vrea să le cumpere sau există, bineînțeles, iar o listă de așteptare, cum se procedează? Deținătorii acestora, deținătorii cei ce au primit în repartiție aceste locuințe, și aici vorbim de locuințele prin agent ANL, locuințele pentru tineri, fiindcă locuințele sociale nu pot fi vândute, au un alt regim. Acelea sunt o chirie subvenționată, e alt domeniu. Locuințele pentru tineri, locuințele ANL pot fi vândute la solicitarea beneficiarilor, acestea pot fi vândute către ei, către cei ce le dețin, bineînțeles. Mai e problema asta, știu că foarte mulți se plângeau că, mă rog, construcția oricum nu se face, adică se face sub egida
Agenției Naționale de Locuințe, ei sunt cei care fac și răspunde ce se întâmplă acolo și finanțează până la urmă respectivele construcții. Pe undeva și unul dintre aspecte este și acesta, că din vânzarea acestor locuințe, ministerul poate dispune de fonduri pentru construcție, pe lângă fondurile alocate special pentru această destinație, mai constituie o resursă pentru construirea de noi locuințe. Dar ce știu era că oamenii se plângeau că prețurile sunt foarte mari. Cum mai e acum situația? Nu, este o evaluare făcută conform standardelor. Și care nu vă aparține. Bineînțeles. Evaluarea. Vă ocupați practic de până la dispoziția utilităților, a terenului și da, de la toate aceste dosarelor. Da, la toate aceste investiții realizate prin ANL, noi avem o serie de solicitări pe lângă locurile construite prin ANL în toate mai multe zone din municipiu. Pentru perspectivă este această zonă nouă din Narciselor la care am făcut referire, unde în această vară se definitivează încă două blocuri cu 40 de unități locative. Zona este complet viabilizată în ceea ce privește rețeaua stradală și toate utilitățile, electricitate, gaze naturale, apă, canalizare. Mai avem pe zona construită până în prezent, unde sunt deja 160 de unități locative, la care se adaugă cele 40 din cele două blocuri. Garsoniere, apartamente? Ce garsoniere și fiecare bloc și deține și garsoniere și apartamente cu două camere. Și mai este amplasament, noi am făcut demersurile către Agenția Națională de Locuințe pentru construcția încă a 4 blocuri cu câte 20 de unități locative pe incinta respectivă, complet viabilizată, la care urmează, și aici este îmbucurător, așa cum am spus, că municipalitatea deține terenuri, mai ales că aceasta, Narcise, este o zonă nouă, este vorba de... Practic e o extindere a Târgu Jiului în acest cartier. Pe lângă această zonă, așa cum am spus, este zona aceea de 40 de hectare la care a fost elaborat planul urban zic zonal și acolo sunt prevăzute 1200 de unități locative. Bineînțeles că va fi un tot proiect... Tot pentru tineri? Sunt două programe de dezvoltare care finanțează. Bineînțeles că la bugetul local nu sunt fonduri pentru construirea acestora și tocmai de aceea elaborăm proiectele și facem demersurile pentru includerea în acest program. Pe de o parte, programul derulat prin Agenția Națională de Locuințe, de la bugetul de stat, tot prin Ministerul Dezvoltării, fiindcă Agenția Națională de Locuințe este o entitate în cadrul Ministerului Dezvoltării. Da. Și mai este programul de construire locuințe sociale, pe care noi am primit finanțare și până în prezent blocurile de la Ciocârlău, făcute și în zona Narciselor, sunt construite. Pe aceste două programe, bineînțeles că aceste, după, așa cum am spus, după avizarea planului urbanistic zonal, vom demara aceste proiecte și, bineînțeles, etapizat le vom solicita finanțare de la Ministerul Dezvoltării, atât prin Agenția Națională de Locuințe, cât și direct prin Ministerul Dezvoltării pentru locuințele sociale. Normal că va fi un program până la realizarea integrală a zonei, definitivarea completă, va fi un program derulat pe mai mulți ani. Bine, eu mă întrebam în ideea că poate există, știu eu, oportunitatea să se construiască și pur și simplu blocuri pe care să le vinzi cui vrea să cumpere. Dar înțeleg că se vor face aceste investiții, practic dumneavoastră vă ocupați de partea de dosare și de utilități și e practic un program pentru sprijinirea, în primul rând, a tinerilor pentru faptul că sunt la început de drum și nu au o casă proprie. Categorii. Și a persoanelor aflate în dificultate care, având venituri tocmai foarte reduse, de aceea mergem pe ambele programe. E vorba de un sprijin pentru persoanele aflate în dificultate. Sigur că nu, da. Tocmai de aceea tinerii accesăm în paralel ambele programe. În aceeași zonă. Dar unele blocuri până la face construcții și a le vinde, nu ați ajuns. Adică nu... Din cele vechi au fost. La edilitarea administratorul din partea primăriei a blocurilor de locuințe au situația, fiindcă pentru vânzare a trebuit făcute cadastrate blocurile și pe baza solicitărilor parte din... Mai există apartamente nevândute la ora actuală din blocurile din Târgu Jiu? Mă refer la cele care le-a făcut cândva statul și le-a dat cetățenilor în folosință, cum ar veni.
Le dădeau, vă referiți la eventuala blocuri care revândute? N-au fost vândute și care au rămas în administrarea edilitară. Mai există? Probabil că mai sunt câteva cazuri, eventual de câteva apartamente sau da, unități locative. Sunt câteva pe tot teritoriul. Probabil în niște situații mai dificile. Probabil, da. Da, sunt câteva. Toată lumea și-a cumpărat rămase. Apartamentul, mai ales că s-au vândut la prețurile de atunci. Da. Cu toate că s-au vândut după 1989, s-au vândut la prețurile la care erau elevate. Da, sunt câteva cazuri, știu că au chiar era administrare avantajos. Încă mai cine sunt avea deja apartamentul să-l cumpere. Da. Chiar era un avantaj. Am înțeles, deci nu construiți pentru să-și construiască. Persoanele care au o anumită vârstă și un loc de muncă să-și construiască, nu e obligația primăriei. Obligația primăriei este să îi sprijine pe cei care sunt într-o situație Da, au nevoie de sprijin. Sunt în primul rând adică sunt colegii și de la serviciul de specialitate care întocmesc dosarele, se depun documentele. Cei ce au dreptul și întrunesc condițiile, bineînțeles, condiția de bază este să nu deții o locuință. Dar și alte criterii, fiindcă se stabilește un punctaj pe baza solicitărilor în limita unităților locative disponibile la momentul respectiv de către municipalitate, se stabilește, este un criteriu de acordare a punctelor și pe baza punctajului. Am înțeles. Cei îndreptățiți bănuiesc că suntem la final de emisiune. Sunt convinsă că ați avut și ceva contestații și reclamații la întocmirea sau mă rog, la un moment în care... Așa cum am spus, au fost cele de la ANL-uri, apropo de cele de la cele de două blocuri, au fost repartizate. Bineînțeles că probabil au fost că sunt și contestații. Normal, este ceva normal. Au cei ce consideră au dreptul de a primi. Da, bineînțeles. Au reclamații, procese ați avut pe tema asta? Nu cunosc situația, probabil că au fost contestate de dumneavoastră, da. De serviciul nostru. O să invităm pe colegii noastre care dar așa cum am spus, dosarele. Este un criteriu de acordare. Criteriile sunt clare, nu sunt selective sau sunt criterii stabilite prin lege de acordare a punctajelor pe baza documentelor și a constatărilor făcute la fața locului, inclusiv ancheta socială făcută la fiecare beneficiar. Am încheiat emisiunea, mulțumesc pentru prezență, cu siguranță mai avem multe de vorbit, dar ne vom mai revedea în lunile următoare ca să continuăm cu alte domenii ale serviciului de investiții pe care îl conduceți. Domnul Raul Chiriac a fost invitatul meu din această seară, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!